Genova este foarte emoționată. Bună ziua! Bună ziua! Păi știți cine este doamna învățătoare? Cea mai bună învățătoare am! Exact! Tiriba! Tiriba! Tiribu! Tiribu! Doamna învățătoare! Doamna învățătoare! Să fie! Să fie! Învățătoarea anului! Să fie! Sunt chiar mai multe cadouri. Eu sunt Zurli! Eu sunt Zurli! Oh, 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 oh. Eu sunt Zurli! Mă simt deosebit de onorată. Acest premiu l-am obținut datorită voi. În primul rând că veniți la școală. O să-i explic. O să-i explic. Dacă tata n-o să vrea, și dacă tata n-o să vrea, o să-l combin. O să-l combin. Pentru că eu, sunt minunea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Promit, promit, promit. Promit, promit, promit. Bravo. Dă Dumnezeu să ajungeți în viața mea pentru că mi-am dorit asta. Chiar dacă nu v-am cunoscut, a fost un feeling, ascultând podcasturile dumneavoastră, parcă erau pe sufletul meu. Și mă gândeam, Doamne, că nu mai am copil mic, oare o să ajung să cunosc pe doamna Mirela vreodată? Vă mulțumesc! Bravo! Felicitări! Vă mulțumesc din suflet! Deci sunteți atât de iubită! Că doamna Garea Susana, colega noastră, a ieșit învățătoarea anului, este un lucru benefic pentru unitatea noastră de învățământ și ne bucurăm de acest lucru și o felicităm și pe această cale și vă mulțumim și dumneavoastră. Și putem să arătăm în felul acesta că și la noi la școală se întâmplă lucruri bune și că se poate. Colega care a scris-o mi-a trimis, de fapt mi-a trimis mai de mult când am scris-o, credea inițial că se votează ceva și cea să promoveze să voteze și colegii, dar după aceea a observat că nu se procedează în felul acesta și, mă rog, era un alt criteriu de selecție.
Și după aceea mi-a trimis că a fost aleasă. Oarecum, adică n-aș știu despre ce e vorba exact, că nu știam detaliile, dar m-am bucurat foarte mult și, mă rog, apoi toți colegii au aflat și am văzut câtă promovare a avut și pe Facebook și toată lumea, inclusiv doamna inspector de la Învățământ Primar a felicitat-o, da. Deci, da. Și comunitatea locală am văzut că a reacționat și... Cum a fost ziua asta? A fost minunată, unică. Ce am simțit în ochișorii copiilor, mi-aș dori să simt și în ochișorii copilului meu fiecare zi. Și fetița mea a terminat școala aici, a reușit să aibă un parcurs frumos. Foști elevi au un parcurs foarte frumos, au ajuns în puncte cheie, unde și-au dorit și pentru asta lupt mai departe. Adică văd că se poate. Nu e ușor, dar se poate. Ce e cel mai greu în ceea ce faceți? Cel mai greu în ceea ce fac este să-i duc unde îmi doresc, pentru că costurile sunt mari, e distanța de oraș, nu toți părinții au deschidere spre asta. Și cel mai greu și cel mai greu pe lângă, că nu pot pleca unde vreau cu ei, exodul acesta al plecării în străinătate. Deci trebuie să fiu mamă, trebuie să fiu psiholog, trebuie să fiu de ce se poate. Tot timpul și în ultimii ani foarte mult mă documentez și fac cursuri pe consiliere, pe psihologie. Ce le lipsește acestor copii? Eu zic că multora le lipsește căldura, părinții oferă, dar nu știu cum. Pentru că sunt destui de mulți, sunt destule mămici care s-au căsătorit foarte tinere, pleacă în străinătate, copiii rămân cu bunici, cu mătuși, că nu au încotro tot pentru a asigura un trai mai bun copiilor și când se întorc, nu mai găsesc copiii pe care au lăsat. Sunt copii cu traume, am, să zic așa, un procent de 70% cu astfel de probleme. Restul se simte echilibru emoțional al celor care sunt susținuți acasă. Dar cum sunt ei toți, ca și copii? Sunt, spre exemplu, eu acum am împărțit așa cam în trei categorii să pot lucra diferențiat. Pentru că fiecare trebuie să simt la sfârșitul anului că fiecare a făcut un progres. Și cu fiecare lucrez cât se poate, că eu atunci când vine la școală trebuie să scot ce are mai bun din el și să fac ceva atât de frumos încât să vină și mâine. Că dacă eu nu mă străduiesc să fac o activitate, câteodată nu-mi reușește chiar cum vreau. Cum aș reacționa când ați aflat că sunteți învățătoarea anului? M-am simțit copleșită, am și scris. Deci primul cuvânt ăsta a fost pentru că am atâtea colege care știu că au proiecte extraordinare și eu niciodată n-am reușit să le fac, că nu am putut. Și m-am gândit, dar cum s-a întâmplat asta? Cum s-a întâmplat asta să mă aleagă tocmai pe mine, din vârpăr? Și cu ceea ce fac, nu fac publicitate, adică nu fac public. Dacă văd fericirea în ochii lor și întreb tot timpul, ce le-a plăcut anul acesta, ce-ar vrea anul viitor să schimbe, ce-ar vrea să schimbe la mine. Cel mai mult își doresc să vină toți copiii la școală. Cum au reacționat ceilalți legat de premiul ăsta? Nu știu, toată lumea mi-a scris pe toate canalele de socializare. Toți prietenii, foști profesori, profesor, doamna învățătoare, profesor din învățământ, eu locuiesc aici, m-am născut aici. Poate de asta este o empatie aparte, că vreau să dovedesc că se poate. Și încurajez pe colegii tineri care vin să rămână aici. Și cel mai mult mă gândeam seara când apucam să citesc mesajele, Doamne, cum o reacționa copiii mei? Ce o să simtă ei când o să vadă mascotele? Deci a fost magic, magic. Doar să-i spuneți ceva doamnei care v-a propus. Doamna Dobrin a făcut lucruri și ea minunate în școala noastră. Nici nu știu cât a fost, vreo 5-6 ani. Am început să fac cu ea lucruri deosebite. Am rămas prietene apropiate, un om deosebit. Adică în momentul în care sun, am nevoie de ceva, ajută-mă, atunci se întâmplă.
Și nu am cuvinte să-i mulțumesc. Ea, momentan, fiind profesor de educație socială, a ieșit din sistem, dar eu o încurajez. Tot timpul îi spun, te rog, Bianca, tu ești făcută pentru asta, intră înapoi în învățământ. Acum lucrează în mediul privat, dar sper să... N-a putut să ajungă astăzi aici, că și-ar fi dorit, dar este implicat într-un eveniment la o școală la Sibiu, unde a fost profesoară și trebuia să meargă acolo. Tuturor sponsorilor, mii de mulțumiri, să mai, dacă puteți, să mai faceți astfel de acțiuni și pentru alți copii din alte comunități, cred că încercați, adică o să reușiți, nu că încercați, să schimbați lumea și cu toți o schimbăm cu pași mici. Să începem cu ce să începem, începem cu ceea ce place tuturor doamnelor, să simtă bine. Oh, mulțumesc! Mulțumesc, Doamne, mulțumesc frumos! Mulțumesc din partea, suflet! Din partea partenerilor noștri de la Tărătaie aveți aici un voucher pe care vă invităm să-l descoperiți singurică, pentru că o să aveți nevoie după un an întreg de muncă și de puțină relaxare. Prietenii de la Ana Hotels, da, vă oferă un voucher pentru sejur. Pentru că am observat că vă plac și culorile și am aflat noi că sunteți așa pasionate și de fericirile și de toate cele din partea partenerilor de la Colorist, să vă bucurați. Mulțumesc! Din partea partenerilor de la Dobrogea. Să ne mai revenim un pic așa. Și aici avem de la dragii noștri prieteni, de la Artesana, un pachetel plin de bunătăți, lapte. Să ne bucurăm de el. Produse de îngrijire, cu tot ce avem nevoie. Mulțumesc frumos! Și în familie și pentru noi personal de la prietenii de la Halut. Ei sunt mereu alături de noi. Super mulțumesc! Ca să faceți echipă și mai cu cei mici. Să plec în excursie. Să plecați în excursie cu cei mici. Aveți aici tot ce vă trebuie din partea profi. Oh, plec! Ia! Deci plec în excursie. Maria Micu este președinta Asociației Mâini Unite din Sibiu, cu care noi facem toate campaniile. Și Ana, da, de când a început campania învățătoare, Ana le-a zis: Doamne, te rog să fie din județul Sibiu. Doamne, te rog să fie din județul Sibiu. Drept urmare, Ana, când a auzit că învățătoarea anului este din județul Sibiu, a zis așa: eu mă ocup de coroniță pentru că am o prietenă care asta face și eu o să aduc de la Altex un cadou de 1000 de ron pe care puteți să comandați ce vreți de acolo. Deci, Ana, iată bucuria ta. De o săptămână caut boxă pentru copii, cu microfoane, pe bune, deci... 1000 de ron. Nu știu, ceva nu se... nu știu. Nu vine să cred. Ești ca